Vremea a ținut azi cu absolvenții de liceu din Zalău, astfel că, deși de la ora 10 eram sub avertizare de vreme rea, soarele și-a făcut apariția la festivitățile de absolvire, ținând la distanță ploaia și grindina anunțate de meteorologi. De altfel, o astfel de vreme era oarecum esențială pentru acest gen de evenimente, mai cu seamă că absolventele și-au pregătit ținute speciale pentru acest moment special, de la pantofi cu platformă, la rochițe și poșete asortate, care nu puteau fi etalate și admirate pe măsură dacă ar fi fost vremea rea. Parada ținutelor a fost la ea acasă și la liceul teoretic Gheorghe Șincă din Zalău, unde dintre cei 207 absolvenți din acest an, majoritatea sunt fete. Într-un liceu cu atât de multe fete, era normal ca șeful de promoție să fie absolventă. Este vorba despre Raluca Tincău din clasa 12-a profil pedagogic, care a încheiat cei 4 ani de liceu cu media generală 9,95. Potrivit directorului Codin Ciurean, care a felicitat-o și a oferit și o diplomă de merit, Raluca s-a remarcat nu numai prin note foarte bune, dar și prin premii la olimpiade pe tot parcursul celor 4 ani de liceu. La festivitate au participat în calitate de invitați inspectorul școlar general Gheorghe Bancea și viceprimarul Zalăului Daniela Coța. Unii veți alege să vă continuați studiile, poate aici, poate în alt oraș, însă atunci când veți fi pregătiți să oferiți comunității cunoștințele pe care le-ați acumulat, noi vom fi aici, la porțile orașului, pentru a vă primi și a vă susține. Vă doresc mult succes la examenele care vă așteaptă și să ne vedem cu bine în anii următori. De vreme excelente s-au bucurat la festivitate și cei 251 de absolvenți ai Colegiului Național Silvania, marea de părinți și prieteni veniți să-i felicite, dar și oficialitățile venite să le vorbească. Prefectul Ionel Ciunt, absolvent în urmă cu 31 de ani al Colegiului, președintele Consiliului Județean Tiberiu Marc, primarul Zalăului Radu Căpâlnașiu și alți invitați cu funcții publice. Aveți un avantaj pe care alții nu-l au. Ați făcut o școală bună și știți carte, și sunteți norocoși. Aveți un pașaport pentru reușită pe care alții nu-l au. Dar acesta nu ține toată viața și vă poate fi de folos dacă o să vă alegeți cu grijă destinațiile. Chiar dacă anul acesta numărul celor care încheie ultimul an de liceu cu media 10 este mai mic, de 12, impresionant este numărul șefilor de promoție, adică absolvenților care au avut pe tot parcursul celor 4 ani de liceu numai medii de 10. Sunt 7 astfel de absolvenți la CNS, număr în trecut doar în 2011 când au fost 8. Anul trecut, colegiul a avut 5 șefi de promoție. Câmpean Adelina Roxana, clasa 12-i, care a încheiat cei 4 ani cu media 10. Kish Ciure Robert Andrei. Falveghi Agota 12 pe. Rămâneți aici. Robert. Mate Brigita 12 pe. Mureșan Horea. Popa Ronela 12A. Țolaș Ramona 12C. Vasile Bulgărean a precizat că 4 dintre cei 7 șefi de promoție sunt și olimpici de serviciu ai colegiului, participând an de an cu rezultate bune la olimpiadele naționale. Dincolo de rezultatele de domeniul fantasticului ale celor 7, Colegiul Național Silvania iese și în acest an în evidență cu medii mari, în general în toate clasele. De departe, cea mai mare medie generală pe clasă este cea a clasei de filologie a 12-I, cu o medie a mediilor generale din clasa a 12-a a celor 33 de elevi, numai puțin de 9,76. Urmează clasa 12H, profil științele naturii, secția maghiară cu media 9,46 și clasa 12C, profil matematică informatică, intensiv informatică cu 9,40. Cea mai mică medie din acest an este cea a clasei a 12F, profil matematică informatică 8,16. Sălăjanul TV s-a alăturat celor care au felicitat pe absolvenții de anul acesta, acordând diplome tinerilor din Sălaj, care au cochetat cu cariera în televiziune, participând la proiectul Cu și despre tineri, inițiat de Postul TV. Este vorba despre Denisa Petric și Cosmin Oțet de la CNS, respectiv Cristina Pop de la Liceul Tehnologic
Liviu Rebreanu Hida, care și-au primit diplomele ieri, astăzi, urmând să fie apreciați pentru emisiunile realizate de la Sălăjanul TV, Melina Moldovan de la Colegiul Național Simion Bănuțiu din Șimleu Silvaniei și Cristina Chiș de la Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești, Cehul Silvaniei.